tehnologia, unul poți să folosești ca fișă. Deci noi nu mai trebuie să multiplicăm, să... Ați văzut? Da. Ei pur și simplu își au problema, o văd problema, o rezolvă, folosim și caietele. Nu mai trebuie să scrie problema, să facă construcția, este greu. Și atunci faci multe probleme. Ați văzut câte probleme am astăzi la... Mai ales că faci o recapitulare și o fixare. Mijloacele didactice moderne îi fac pe copii să vină cu drag la ore. Se vede la catalog, se vede la note, se vede la numărul de participări la olimpiade? Sigur că da, și în primul rând se vede în comportamentul elevilor. Ați asistat la ori de matematică, da? Ați văzut ce comportament au elevii la clasă. Abia așteaptă să ajungă la ora de matematică sau la ora de informatică. Îmi pare rău că nu avem timp suficient, noi, profesorii de matematică, să lucrăm cât am vrea cu ei pe tabletă. Dar ne place și să-i vedem zâmbind în momentul când iau o tabletă în mână. Educația digitală a cucerit iremediabil inimile profesorilor de la școala din sat chinez. Dacă entuziasmul elevilor era de așteptat, felul în care cadrele didactice folosesc astăzi tehnologia la clasă i-au făcut pe cei mici să privească altfel ora de matematică. Și atunci 70 cu 60, 130 și până la 180? 50. Bun, deci 50. 80 de grade este unghiul adiacent cu unghiul X, vedeți? Îi faceți cu tableta. La 18 merge Claudia la tablă, ne pleacă unghiul lui poligon cu 12 laturi. Eu văd un lucru foarte bun datorită faptului că fetița mea, care este în clasa 5-a, are deprindere în ceea ce se numește partea aceasta digitală, partea telefoanelor, și eu îl văd ca și un viitor, fiindcă vedem că deja și curentul plătești cu telefonul, tot ce vine, deja vine în sensul acesta digital. Orele de matematică sunt foarte bine structurate, au o profesoară foarte bună, care se ocupă foarte mult de ei și fac prin joacă multe lucruri pe tabletă, pe internet. Am avut noi o discuție cu o suprafață de teren în care calculează, este un joc cu grădina și cu producție, deja sunt băgați în sistemul ăsta economic de piață, deci rămâi fantastic, mirat de ceea ce vezi. Asta totul e până joacă. Ceea ce pentru noi, generația care suntem noi din 75, pentru noi nu era joacă, era o trudă ca să poți să faci așa ceva. Pe ei tragi cumva după tine, eu tot timpul le spun așa. Eu încep să urc un munte. Dacă voi vreți să vă țineți după mine, să vă dau mâna, nu vă uitați că sunt mai mari decât voi, că voi ar trebui să mă ajutați pe mine, dar de la mijlocul muntelui o să mă trageți voi. Până acolo eu vă dau mâna să urcați cu mine. Și cum urcăm mai sus, cum să știți că vom învăța tot lucruri noi, lucruri care vă ajută ca voi în viață să urcați și mai sus. Să știți că am fost sunată de mulți colegi, directori de la alte școli din mediul rural care își doresc și ei acum să acceseze acest proiect, să intre în această competiție. Să se înscrie. Și le doresc mult succes, da.